Salut! Am întâmpinat o altă problemă la SEAT, o problemă des întâlnită în grupul VAG, și anume închiderea centralizată pe ușa din spate care nu mai funcționa. Și m-am gândit să vă arăt cum am remediat, ca să zic așa, problema. Am găsit o soluție temporară, nu este ceva definitiv, dar ceva care pot sta fără frică că nu intră nimeni în mașină. Deci, aici la ușa din spate, vedeți acest șurub, este un șurub care se desface cu un Torx T20. L-am slăbit până când am putut să scot acest butuc afară. Da? Îl slăbiți până butucul iese ușor, nu trebuie să-l forțați cu șurubenița, cu nimic. Iar aici, vedeți, în canalul ăsta, o să găsiți un cablu cu o priză aici, da? Care are o prindere aici. Deci, cum spuneam, aici vine un cablu care acționează broasca ușii. Am scos cablul ăla. Acum pun butucul înapoi, da? Strâng șurubul de aici, înapoi la maxim, și ușa nu o să mai poată fi deschisă din afară decât din înăuntru. O să pun pauză să strâng șurubul, după care o să vă arăt. Deci, după cum v-am spus, am pus butucul înapoi și, după cum vedeți, ușa nu mai poate fi deschisă din exterior decât din interior. Da. Este o soluție temporară și simplă, pe care eu am găsit-o ca să pot să folosesc în continuare mașina și să nu stau cu frica că intră cineva în mașină, da? Deci odată închisă ușa, ea nu mai poate fi deschisă din exterior. Bineînțeles, asta nu ne scutește de hoți, pentru că dacă vrea cineva să intre în mașină, sparge geamul și a terminat. Deci cam atât. Cam asta ar fi o soluție simplă, dar vă rezolva astfel de problemă. Pe viitor urmează să văd ce se întâmplă înăuntru, să desfac ușa și să văd ce e acolo. Sper să vă fie de folos clipul, vă salut și să ne auzim cu bine.